Bună ziua tuturor! Ca reprezentant astăzi aici din partea Asociației Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte, vreau să vă spun rapid că este o asociație care dezvoltă foarte multe programe de voluntariat și oportunități prin care tinerii se pot implica în diferite domenii, iar un domeniu foarte important este și acesta provida, prin care noi încercăm să învățăm pe tineri și copii care sunt riscurile unui avort, ce înseamnă viață, ce înseamnă să fii proviață, ce înseamnă să fii, ce înseamnă un copil și așa mai departe. Și ca să vă dau un exemplu, ca să vă spun exact de ce am ales noi să dezvoltăm atât de mult această activitate provita, chiar vara trecută am desfășurat o tabără în care am fost voluntari și am întâlnit o serie de tinere care erau instituționalizate și au fost cumva forțate, să spun așa într-un cuvânt, ca dacă doresc să rămână sub acel acoperiș, să renunțe la sarcinile nedorite. Și acesta a fost un click prin care noi am spus că trebuie să intensificăm această activitate provita, să mergem în rândul tinerilor în calitate de tineri, să mergem cu coordonatorii noștri și să vorbim mult mai serios despre ceea ce înseamnă să fii provita, despre ceea ce înseamnă un avort și ceea ce înseamnă sarcină. Firește că tinerii pot fi implicați foarte mult și în ceea ce privește campaniile de promovare și de sensibilizare a oamenilor, cum este și implicarea tinerilor în marșul pentru viață, dar vreau să vă spun că, cel puțin la noi, în Banatul de Munte, noi ne-am pus foarte serios pe treabă. Mulțumesc frumos!